Bun, și bine v-am regăsit la un nou episod din Gitația Andreascu Moduri. Puțin aici microfonul. Ok, sper că este bine. V-ați dat seama de la hub-ul de acolo de jos și de aici. Trebuie să văd dacă filmează. Ok, azi vedeți, ne-am îmbrăcat aici la costum, vedeți acolo în dreapta jos. Și gândiți-vă că mi-am instalat acest mod și vedeți că ceasul funcționează, dar nu merge. Și nu merge telefonul, efectiv doar ceasul. Și am zis că na, ne îmbrăcăm noi puțin la costum. Pe telefon și am să vă zic că imediat ne-am îmbrăcat puțin la costum. Bun, am revenit. Și na, o să vedeți aici din nou. Da, este veu. Și ne-am îmbrăcat așa la costum, că nu ne îmbrăcăm noi, nu ne ducem noi în acest BMW blugi cu... Stați puțin să văd dacă filmează. Mai găsesc un minut pentru asta. Ok, și vedeți aici telefonul, phonebook sau camera. Și iar așa am apătat. Ok, o să vă arăt în alt episod, cred că sau tot în acesta, doar că imediat. Și da, ne vom duce într-o locație, că am instalat eu un mod ceva cu o locație nouă. Uitați, ne vom duce, hai să ne pun la checkpoint, vedeți, checkpoint frumos. Și m-am gândit, masă, ce huță, instalez-o cu tot cu checkpoint. Și nu am observat că de obicei puneam checkpoint, zicem, aici, știți? Sau aici, și nu mergea checkpoint-ul. Dar na, vom reveni când vom ajunge 5 km. Раз, это хардбас, я с партийку ходил дас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стал любимый, ждет все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны с партийку ждут. Это школа колбасы, веселее пацаны. Раз, это хардбас, я с партийку ходил дас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стал любимый, ждет все в ритме колбасы. 150 ударов тут. Пацаны с партии в кашку. Школа танцев учит вас. Правильный песни хардбас. Кто Și o chestie, vedeți, când m-a luat poliția, ați văzut că era un cerc acolo și uitați, sunt dreapta la bani, vedeți că mi se adaugă altcumva banii, el m-a indicat în GTA 5, ala și la rad. Și am uitat să vă mai arăt încă ceva, dar lăsați-mi, vă arăt la Раз, это хардбас, я с партивку ходил дас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стал любимый, ждет все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны с партивка ждут. Это школа колбасы, веселее пацаны. Раз, это хардбас, я с партивку ходил дас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стал любимый, ждет все в ритме колбасы. 150 ударов. Пацаны с партии в кашку. Школа танцев учит вас. Правильный песни хардбас. В клубе до утра.
автобус есть. Ați văzut și voi? Am vrut să trec prin te. Lasă tu harbas, я спортивку ходил дас, и на Nike пацаны, слушаем харбас басы, я тут стал любим. Și la acest mod am o seară că mă ce 30 e invers, dar se conduce peste mine, cred că e făcut de un englez sau un irlandez ceva. Deci, gen, nu pot să apăs, nu pot să dau de rotiță, trebuie să apăs pe... Ok, văd că nu mai merge pe rotiță, trebuie să apăs pe N și vedeți aici. Și am instalat eu câteva moduri pe sniper și uitați cum se vede. Adică, mă rog, sunetul este același. Pe ce am mai pus pe AK, am mai pus un mod. Pe cuțit. Aici o baionetă. N-am găsit feiță. Camera. A, dar și uitați-o cu o chestie la camera. Adică... What? Ia, să facem o poză la BMW. Ok. Hai să pornim. Mă duceam pe dreapta, dar nu pe dreapta, că n-am fost și eu în Irlanda și am zis că se merge pe stânga. Mă rog, în anumite locuri se pot merge și pe dreapta, pe ambele bănzi, dar vedeți pe cu 40 și mă duceam pe banda asta. Mă duceam ce doar, mă rog, nu sunt ambițios sau ceva care a fost greu să mă duc toată asta. Asta și... mă miră ce domne măi, scris invers, dar nu se merge pe stânga, fratele meu. Și, na, stați să... Așa, ce punctul. Și nu e ceva interesant, pe acolo este de un deal. Și vedeți că cu 40 am putea să mai am putea să fac kilometraj. Parcă aici, în dreapta, era ceva. Dar, nu știu. A, și am putea să fac ceva, uitați, dacă apăs pe tab, vedeți, acolo în dreapta jos, pe tab respect, lung, capacity, ăla, capacity, capes, da. Bravo, da, și engleză. Și nu știu pentru ce sunt astea, pentru că alea, da, alea care bâze, nu știu cum erau. Vai, deci, asta cred că mai mult pentru racing, că vedeți aici, deci, că, nu știu ce tablet cu NFS. Și dacă vă dați seama, sunt răcit, dar nu contează. Trebuie să pun episoade pentru voi. Și uitați ce naș, mă rog, a fost și greu să mă deja ceva, deci... Da, este cata mașina și poate mai sunt secrete în acest mod, dar nu-mi dau eu seama. Mă rog, poate să duc și teleport și... What? Așa fel... Așa... Nu era așa că l-am filmat, gen, se vedea mai frumos, frate, fix am apic și în timpul ăsta. Și mi se pare că băi se termină. Da, uitați acolo în față, se termină. Drumul și am prins vreme urâtă, urâtă de tot acum. Dar, na, cam atât a fost și cu acest episod din GTA San Andreas cu moduri. Ia, și stai să auzi ceva, ok, este acum. Phone. Ok. O să vorbim în acest ce treaba cu telefonul, dar na. What? Infernus executiv? Văd că, mă rog, e Infernus, ceva ar putea să fie, mă rog, am să pun pe perenia, am să pun un mod de Lamborghini. Deci cum ăsta Infernus executiv? În fine, cam atât a fost și cu acest episod de GTA San Andreas cu moduri. Să puțin. Da, cam atât a fost și cu acest episod, nu uitați să lăsați un subscribe. Scrie în chineză? Coreană? Ce scrie, fratele meu? Na, noi ne vedem data viitoare.